Bun. Bună seara, România, bună seara, internet. Da. Cineva ți-a trimis cadou niște halate și este extra... Halaturi. Halați? Da, sunt foarte mișto și pe spate scrie patronaj. Da, dar cum te n-ați făcut voi? Ce? Din astea. Păi nu, o să facem, dar spiritul... Bă, sunt, este, e foarte mișto proiectul. Da. Problema cu halate, ne-am dat noi seama, că voiam, adică vrem să facem, problema e că, nu știu dacă it's a Romanian thing, nimeni nu poartă halat prin da, casă. Da, nu contează. Dar atunci de ce să-l iei? Păi tocmai că e o chestie a voastră. Mi se pare extraordinar că v-ați branduit cu asta și nici nu contează că poartă lumea sau nu halat. Nu poartă, sunt sigur. Da, nu. Dar nu contează. Da. Adică ideea e cu... clară. Ideea e foarte clară că e o chestie de relaxare, gen halat când porți. Te duci la piscină, te duci la saună, te duci la mare. E super tare. Și o să facem și, când ne-am seama că nu există, o să facem ziua patronului. Că patronii n-au o zi a lor. Și parcă să fii patron, nu trebuie să ai o firmă, e o stare de spirit când ești, fapt, nu, patronaș. Patronaș. Asta e, ca să fii patron trebuie să ai o afacere, dar să fii patronaș. Da, să fii patronaș e un mood, patronaș exact, is a mood. E un mood. Știi cum mood, ar fi mișto patronașul 47? patronașul 47. Și de ne hotărâm care să fie ziua patronului. Deci am aici, da, să punem, facem o statuie pe la Pipera. Statuia patronului necunoscut. Excelent. Da, da. Ar trebui să fie, nu știu, a doua zi după ziua muncii. Sau asta ne gândeam, da, să fie ceva, nu o zi fixă, nu o zi fixă, să fie ca Paștele sau ca Thanksgiving. Ultima cadă... zi, da, să... Ultima vineri din aprilie, până. Dar nu e de patroni. Ce să fac cu ea? Zi-mi mie. Dacă poți să aprinzi lumina aia. A, lumina. Nu e de patroni asta de vineri, mă. Aia e de oamenii muncii aia că... Da, asta trebuie mai ne gândim. Dar ar fi mișto ca să te duci așa, apropo de asta cu vineri, că vine weekendul, ce să faci luni? Să faci, da, luni să fie ziua, că se reia activitatea, da. Faci bani, adică are legătură da. Cu da, tu nu muncești, că ești patron. Păi nu, zic, dar muncesc că ea. Muncesc, da. Da, foarte drăguț. Patronaș. Felicitări. Băi, voiam să te felicitări, mă rog. Voiam să zic că, apropo de Erbs, da. Știi cu cine seamănă Erbs din cinematografie? Cu Bigby, ăla da. Bagby. Bagby din Trainspotting. Bagby din Trainspotting. Mie așa mi se pare că aduce foarte seamănă mult. Și la personalitate. Și la personalitate și la față. E și pus pe scandal așa și la față seamănă foarte bine. Da. Da, da. Deci, da, asta... Nu vreau să caut, eu spre rușinea mea n-am și văzut. Și Bilt e bă, la... Spad. Îl și văd, pe bune, îl văd într-o situație în care se duce mort așa și se cacă. Da, stai mă, nu... Ăla era... personajul principal nu era... Nu, personajul principal era Ewan McGregor. Așa? Și cum îl chema pe el? A, înțeleg ce ziceți. Nu știu cum îl chema pe el, dar înțeleg. Știu că Spad este ăla. Ăla, nu? Da, și Spad e înalt. Ăla care ia un ecstasy și se duce la interviu și nu mai... Da. Tot vorbește și ia pe oameni în brațe. Ceea ce mi s-a părut foarte mișto. Poți să... Da, okay. Nu se vede. Nu, e foarte strâmb cadru. Noi suntem luați aici, așa, de la nas. În sus. De filmat creștetul și tavanul la noi. Ca să audă mai mult. Nu e. E foarte mișto când trec oamenii când pe trec sub... Oamenii. Dar ai văzut aia, că... Aia, este genial, când lasă puțin... Da, exact, ai văzut? E exact chestia aia cu mersul pe trecere. Ai văzut că uneori când stă mașina la trecere, iei un mers care arată mai rapid. Arată mai rapid. La fel și asta, știi? Lași un pick-up și gen... Știi cine avea gluma asta? Dane Cook, despre fuga asta pe trecere. A, da? Da, da. Era simpaticos de Cook. E, nu, că am furat și de la asta. Da, bravo. Era cu lumea să nu furăm de la Dane Cook. Poți să mănânci aici, este... Dar să-ți pui o lavalier. Când mănânci așa. Da. Da. Băi, am de gând să fac un... am făcut podcastul ăla cu vecinul, care așa. E foarte simpatic. Am primit mult feedback pozitiv la el. Dar l-ai pus sau l-ai arătat la alți vecini? Chiar. A, e pe nu, patronul l-am pus, tău? Nu, l-am pus. A fost pe Patreon și acum l-am pus pe YouTube. Și am de gând să fac, mi se pare o idee foarte bună să fac un podcast cu soția. Ah, ok. Exact, la modul Tom Segura shit.
Da. Nu de alta, dar chiar cred că asta cu podcasturile acum e... Dar nu e... Vezi că și e pornim. Aici. Nu mi-a permis să zic că, vezi că dacă nu era aici... Nu. Măi, ce bune... Vezi că e aici. Da. Da. Da, mă, dar și tocmai e plictisitor că se plac. Adică cele mai... Sunt momente extraordinare la Tom Segura când se ia un gură cum ar veni când se... A fost o chestie foarte drăguță. A intrat în direct cu... În direct, mă rog, la înregistrare cu Iulian Tănase, căci eu fac podcastul cu Iulian, cu Iulian Tănase. Și cu Raul Gheba. Și cu Raul, și cu vecinul. Jur, și cu vecinul, și cu soția. Dar tu ești așa, gen, crezi podcasturi pe lângă tine. Da. Și fii atent. Deci, n-ai ce să faci. Până se va consuma treaba, să facem podcast. Și faza e că... Tu când te trezești dimineața, deschizi ochii și 2-3 secunde nu știi la ce podcast ești. Bă... Vrei să zic ceva? După seara de la Brașov, când a trebuit să mă trezesc dimineața să mă duc la tren, fac o mică paranteză, e prima oară când m-am trezit și n-am știut cine sunt. Cine sunt și așa. E prima oară când am deschis ochii și am fost, ce e asta? Cine? Da, e prima oară când se întâmplă treaba asta. Dar închidem paranteza și ideea este că a intrat în direct, că voia să-mi spună ceva și l-a băgat telefonul la înregistrare și i-am pus niște întrebări. Uh-huh. Și mi se pare o idee, conceptul la care mă gândesc este să iau un interviu soției mele și de fiecare dată să vin cu niște întrebări noi. Una dintre ele, se trăiește bine din stand-up. Este asta foarte tare. Ai altele mai bune? Că dar astea nu astea, că... nu cam asta. Pune pe asta și gata. Nu, dar serios, chiar vreau să... Se foarte bun. De ce nu râzi tu? Păi nu prea ai mai avut show-uri în ultima vreme. Da. Nu. Andreea când vine să vorbească fără microfon aici la podcast? Că este eu. Viitoare, să vină toate. Trei să vorbească. Dar nu le dă microfoane. Nu, fără microfon. Excelent, da. Da. Și mi s-a părut o idee ok asta, să iei interviu la oameni pur și simplu, adică aș face un podcast dintre ăsta să văd câte întrebări pot să-i pun. Că îți dai seama că nu repet întrebările, știi? 10 întrebări cu soția mea și mai îmi pun 10 întrebări diferite care să le arăt și oamenilor. Poți să spui așa și un lanț în stânga, unul în dreapta și să-i zici între două verigi? Ah. Ok, sau între doi cactuși. Da. E bun și cu căcatul să vede, da. Cactus. Cactuși. Cactus, da. Mi se pare că e un cuvânt sună rusă. Cactus. Ai văzut că Mincu și cu Maria au filmat un reality show pe care îl pun la ei pe Patreon și atât? Mi se pare o idee foarte bună. Nu? Da. Și mi s-a părut foarte tare. Mă rog, se cheamă vlog. Show? Da, chiar, care diferența? Au filmat efectiv cu testimoniale, cu chestii pe bune, ca un reality show cu viața lor. Oh, by the way, ceva fără viață. Da. Este da? Felicitări. Foarte, felicitări. Da? O să dau și share. Ioana State Bucălaie, exact ce vorbeam la început, când o să apară sau o să fie, bă, efectiv glume bune, fără, deci efectiv atât de multe glume bune, foarte bune. Hai să zic următoarea chestie. Știi pe ce film funcționează acest ceva fără viață și cred că am mai și vorbit despre treaba asta? Este pe... E gândită... It's never get old. Ești dacă mai trag și un părț să... apropo, chiar vreau să fac să pot un părț. Da, vreau să fac... Eu am tras un părț la un moment dat în baie și mi s-a părut că l-am mai auzit odată la mine. Am mai auzit odată părțul ăsta. Ai început să repezi materialul. Am început să repezi părțul. Și mi s-a părut așa o chestie, un gând care a fost atât de idiot. Cum adică să...
mi se pare că mi-am repetat părțurile, pentru că la fel dar ca ele și la seamănă, mă, de multe ele ori. Ele seamănă, da. Dar eu cred că dacă dar am înregistrat, era identic. Nu, de asta vreau să zic, că nu cred că este un părț asemănător cu altul. Adică dacă iei o istorie de părțuri, le înregistrezi și le pui așa, eu cred că este exact ca la ADN. Brown părți matter. Oh. Nu. Nu, Vio, nu face cum. Nu. Ele seamănă foarte mult. Eu cred că sunt familii seamănă. De pârțuri. Sunt familii, dar familii de pârțuri. Adică ele sunt indivizi, dar sunt, adică știi, sunt alea groase, ele, alea subțiri, alea, știi, trompețica, da. Toate sunt, știi? Ok, nu seamănă nicio trompețică identic una cu alta, dar da. Sunt. Da, și asta plus că este de important trompețică și de, așa, de trompetist. Dacă... Știi? Da. Este și dacă import... ești Da. Acolo foarte, se face foarte diferența. Amuzant, da. Foarte amuzant. Unde da. Dacă ești ce? Tu n-ai păr în cur? Ba da, am. Asta nu, nu cred că mi-am făcut nu, implant. Nu are. Da, mi-am făcut da. Implant pentru că mi se părea că nu sunt matur. Fost la măruță și ți-a arătat. Da. Am fost, bă, măruță, fii atent. Deci o să sune un pic ciudat ce-ți spun acum, dar am nevoie de contactul băiatului ăsta, contactul tău cu părul, pentru că... Așa. Mă rog, împine. Așa. Și am nevoie să-mi pun, să-mi fac implanturi în cur. De ce? Pentru că n-am păr acolo și nu ești bărbat dacă nu ai păr acolo. M-am dat cu lama când eram m-am dat să-mi crească și nu mi-a crescut. Mi-am făcut implant, doamne, știi cum acum, știi, să-ți arăți. Dar intri în club așa și cu pantaloni, dați mai jos să se vadă, da. Să iasă smoc-ul așa, știi, ca la cum pe vremuri că... Și să iasă așa un smoc așa. Am atât de și discuțiile. Și un lănțișor așa. Îți pun și un lănțișor, da. Știi, cu cuciulița aia. Îmi prind părul cu un coadă. Îți faci de la man bun. Nu? Nimic aici. Da. Okay. Aici te iei în părți, da, și da, îl tragi în spate aici, da, și ți-l faci. Și înainte de părțuri ce era? Ai. Înainte de părți era... Ce a fost mai întâi? Părțul sau găina? Serialul, mă, cu ceva... Lăudați... A, vorbeam de ceva, da. Fără viață. Și, a, mulțumim. Faza e că e parodie. Mai țin, unde, când a fost, păi, ultima nu, dată când atent, ai mai văzut nu, o parodie? Ei au pornit, ce mi se pare drăguț ce au făcut ei, au pornit din ăla lecții de viață, da. Și era, primele episoade au fost mai exagerate, tot fain, dar mai exagerate. Cum să parodiezi, mă, lecții de viață? Bă, că da, e deja este, dement. Da, știu, dar este foarte mișto parodie. Bă, da. Nu, cred că le-ai și parodie, dar mă gândesc așa, da, că lecții da. De viață deja este și extrem. Acum au început, bă, da, au niște, doamne, dar e pe stilul foarte, parodie. Da, parodie și înspre hot shots puțin. Sau playing, exact, foarte, exact. Foarte mișto, bă, și este parodie, foarte frate. Bun, foarte bun. Nu-mi vine acum o glumă, dar este... e una pe care am văzut-o și care mi s-a părut, bă, de nicăieri, așa. Absolut. Ioana a pierdut mai toți banii la aparatele de... Nu, la aparate. La aparate și băga câte 10 lei într-un aparat de aer condiționat. Deci așa, băga câte 10 lei, bă, deci bă, era... deci, și atât de simple chestii când pleacă ei la mare... Și se duc și vorbeau în același timp, deschid portbagaj, erau un pasă de asta mai vechi, bun, toate bagajele în portbagaj, închid portbagajul, se urcă în altă mașină și pleacă. Which is fucking great! Da. Foarte și bun! Și mai au niște momente dintre astea foarte drăguțe, stă la volan, e o discuție la volan și sunt niște oameni care trec cu niște ghivece de pome așa pe lângă ei și fac chestia. Deci este parodia, asta e faza, că e parodie, chestie care nu s-a făcut la noi în țară, a, sau nu de s-a asta, făcut niciodată foarte parodie. Bune, simple și bune, când povestea gen Family Guy, că mai țineți minte când eram la mare și v-am salvat de la NEC și erau ei doi stăușfa și să neacă cu ceva și... Bă, e foarte bun, da. Simple și bune, nu simple, sunt ok. Foarte da. Bun, felicitări. Da, simplu și bun e un mare da. Compliment. Da. A, ce mi-am adus aminte. Seriale online. Băi, bune, ce mai? Bă. Nu-l găsesc, dar s-a făcut un serial pe care l-am văzut, care e de ăsta de calitate, producție de televiziune. Producția de televiziune este, dar nu că astea făcute pentru copii, pentru puștani, sunt jenante până la Dumnezeu. Nu, adică, un... deși producția e foarte bună. Dar nu știu la ce... DM, da. Asta? Da. Dar nu e... E pentru copii? Da. Păi, este ceva, știi care e faza? Că e jumate
jucat extraordinar de prost și jumate făcut nu din România, adică bă, da, sunt chestii astea adaptate. Au cifre, 600 a, da, 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 cum să nu? Păi da, sunt copii. Exact ca un serial. Arată extraordinar. Arată ca producție da. TV, nu fără nicio diferență. Dar e cringe rău cum e că jucat. Că și ceva fără viață, nu e chiar la nivelul ăla, dar bă, arată un serial. Da, da. Nu că au făcut niște păi da, mă, dar acum ai văzut cum filmează telefonul. Adică dacă dai, dacă pui o lumină cât de cât ok, telefonul filmează superb. Dar cine era Radu Constantin? Da, da, pentru da, că... Da, nu se pe canalul unui băiat. Stai păi puțin să... E făcut de el. Da, nu știu, nu am auzit. Păi pentru că ai peste 15 ani, de-aia n-ai auzit de el. Serios acum? Puteai să zici tu măcar peste 20. Nu e pentru... Dar nu e ai pentru... Ai peste 6 ani și de-aia. Păi nu mă, dar e pentru, făcut pentru 15 ani serialul și e ceva... Okay. Sunt niște faze de astea că la un moment dat ea îl trădează pe el și le vine la toți din liceu notificare pe telefon, deci toți au ring 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 și toți zice: "Nu vine să cred, l-am înșelat." Bă, deci a, e făcut că... de bătrâni pentru copii. Nu, 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 e luat de la americani și cred că nu l-au luat chiar pe tot. Și au rămas chestii care sunt inexplicabile, știi? Eu nu cred că e făcut pentru copii. El este, este actor, director și spiritual seeker. Copii de 15. Nu, e pentru copii de 15 ani. Ok, revenim. Scuze. A fost această pauză. După această de scurtă dezbatere. Scurtă dezbatere de publicitate. Vreau să... Ce e mai bun, Smecta sau Anticăcănol? Anticăcănol, da. Nu, no, Smecta. Așa ar trebui să fie toate reclamele. Ce e mai bun, Smecta sau Anticăcănol? Eu zic că Smecta. Eu zic că Anticăcănol. Iartă-mă, da. Știi că sunt alea de la radio cu de zice, trebuie să mai zici da. O dată cuvântul, că da. Nu înțelege aia. Da. Este acum la radio, zice una ceva cu comandă pe Star Taxi și el zice Star ce? Serios? Star ce? Deci înseamnă că el de taxi nu știa. Da, da, da. Star da, da. Sună ok, dar taxi ce-o fi? Star ce? Star ce? Pentru că am foarte mulți fani mișto și îi apreciez. Astăzi am, o să recit o poezie pe care mi-a scris-o Laurențiu Buciuc și pe Messengerul de la Facebook și m-a rugat foarte mult, adică m-a rugat. M-a biciuit așa să-i zic poezia, să o recit la podcast. Și pentru că sunt un om slab și nu știu să înjur pe Messenger, pentru că așa o să o citesc. Mamă, exact ca Star ce, nu știu să înjur pe Messenger. Pe Messenger așa de la Facebook. Cum adică nu știu să înjur? Păi da, pentru că nu fac asta. Ok, dar recit această poezie. Laurențiu Buciuc. Ma. Laurențiu Buciuc. Sunt nopți ca asta în care mă întreb ce galaxie se joacă cu ale tale plete. Tristețea nu bate la ușa anunțând, intră pe geam, se ascunde în perete. Iar nu e despre tine poezia? Nu. În timp ce ochii îmi joacă feste, când Eniș fumează țigara cu tutun, tristețea scoate capul din perete exact ca un clown sălbatic și nebun. Țigara s-a stins și fumul se ridică. Doamna tristețe închide ochii o clipă. Paltonul ei prea mult pătat de lacrimi și așteaptă acum stăpâna într-un cuier de patim. S-a dezbrăcat și își privește prada, cu ce s-o necăjesc, de ce să-i pară rău. E timpul până la zori, uite un tablou. Cu nasul roșu și ghetele zăpadă, privește înțepinită o pictură. Pe șevalet culorile dansează, negrul părând doar o simplă glumă. Cu inima roșie și sufletul mov, dragostea magenta pătată pe un covor, sufletul galben cu roze nuanțe, doamna tristețe amețește și cade. Nu-i deloc de tine, nu-i loc de tine aici, pleacă și nu face cale întoarsă. Capcana am pus-o de mult, știam că îmi dai târcoale, dar dacă totuși te hotărăști să revii, o să răcești, ți-ai uitat paltonul, e mort în culori vii. Laurențiu Buciuc. Extraordinar. Șoc. Da, era să ne uităm așa în gol o vreme. Bă. Nu, putem să... Nu știu, e ciudat că... Parcă a dat grai unor trăiri pe care le am. A cântat o romanță surdină la coardele sufletului meu. E pentru ceva... mine nu. Nu căcat. Eu doar am zis că citesc, am promis, după aia omul mi-a mai scris o dată să-mi aducă un reminder, mi-am adus aminte, am citit-o, sper să nu mai îmi scriu vreodată. S-a terminat și această dezbatere și de publicitate. Haideți, de acum înainte putem să... Ce discutăm? Unde arde țara? Hai să vedem care e faza. Despre ce e vorba? Bă, care e treaba? Umblă răceală. Deci umblă această răceală. Ce umblă facem? Răceală o luăm cu toții sau cum nu vedeți? N-are nicio treabă. Nu se pune la pariuri. Nu există o secțiune la pariuri, la NetBet. Chiar. NetBet, reclamă gratis. Să fie așa, dar când o să facă Iohannis, dacă o să facă COVID, nu există o rată de pariuri? Dar chestia poți asta să faci tu pariu, nu poți să faci tu pariu? Poți să faci asta? Da.
Ok. Ce mai avem? Ia să vedem. Bun, bun subiect. Bun, mișto. Bun subiect, mișto. Darts, mișto. Control. S-a dus bine. Bă, s-a dus el, bă. Nu există vreo. Hai, mă, dați-mi ceva. Hai, mă, bă, hai, lucrăm, frate. Lucrăm. Credeți păi l-a luat să vreau după poezia aia. L-a luat. Ce să mai... Stai, mă, nu trebuie să fi întâmplat ceva. Să putem, eu sunt foarte curios. Oamenii din, oamenii din musulmani, islamiști. Din acum. Musulmania? Din musulmania. Oamenii din musulmania. Care e faza? Cum vă treaba dacă asta? E cineva din musulmani, femeile oricum s-a oricum își pun mască și după aceea își pun și aia pe deasupra? Sau pur și simplu o lasă că ele e, aia e masca? Cred că le-au făcut burca aia să fie acum și medicinală. Apropo, burca ați... medicinală. Da, burca medicinală. Poți să faci business. Eu sunt cu business. Dar am văzut acum prin țară la benzinării că scrie că trebuie să porți ceva pe față, dar... Zice că poate să fie fular, reșarfă, scrie, zau. Chiar scrie, da, adică la modul, ca să nu fie la modul, vă obligăm să cumpărați mască. Ok, nu vrei să dai banii pe mască, nu dai, dar pui o... Da, pui ceva. Întrebarea mea este următoarea, pentru că au acest costum cu tot cu mască, știi, la pachet, sunt cazuri mai puține între arabi sau între femeile arabe că poartă acest costum? Da, Alex. E zial, ia caută. COVID în musulmania. Că acum, știi, toate femeile care sunt la modul hai că vreau să mi se vadă fața și așa, acum regretă. Dar oare sunt niște nebune prin islam care țin hijabul sub nas? Da, exact. Vezi cu hijabul la bărbie așa, știi? Dar oare au, dar ele țin peste nas sau sub nas? Da, e peste. În mod normal este peste nas? Păi, da. Da, păi cum să se vadă nasul? Că... Ca să vă arăt niște tips and tricks. Vezi nasul ăla zesa, mamă, ce bucile nasului are. Și uite, foarte o chestie foarte mișto. Știi că astea care au nasul mare au dit. Uite așa, când porți mască dintre asta de pânză, așa. Vă dau tips and tricks. Și ești, vrei să și dormi, după aia ajungi acasă, știi, vrei să te culci, o muți așa. Și transform chestia asta, masca, da. Într-o chestie, într-un ochelar de soare. Într-o chestie cu adevărat productivă. Dar era o poză de la începutul pandemiei cu un băiat în state care avea masca, da. Așa, în avion. Bam. Era în avion și dormea cu... Deci, bă, americanii se dați dracului, mă. Băi, dai la americanul, de asta face ce nu-i te gândit. Americanul? Americanul, bă, americanul, îi dai o mască, bă, da. N-ai treabă. Eu sunt, mi-am făcut la un moment dat un intro așa, bună seara, eu sunt Costel și sunt româno-american pentru că am terminat româna-americană. Ce ieși după ce ai terminat româna-americană? Româno-american. Român-american. Da. Dar chiar mă, ce nebunie era cu... Nu știu dacă mai e român-american. Da, erau mulți oameni care era... Suna așa... De una dintre... Adică semițeapă de facultate. Doar că avea american în titlu. Da, este. Am intrat pe site-ul... Sunt foarte curios de la ce venea americanul ăla. Ce era american la... Ce era american la facultatea aia? Era profesor care trebuia să vorbească așa. Salutare! Numele meu este Gheorghiță Dumitru. Dumitru. Se sără specializare de accent. Da, ce da. Se sără accent parcă stă George Dumitru, Gheorghiță Dumitru și astăzi română-americană, da bă băiat. Facem aritmetic avansate. E marketing numele. Da, normal. Da. La română-americană făceau... Adunări avansate, vom face astăzi. Dreptul toate fotomodelele. Da, da, da. Era facultatea drept, toate fotomodelele erau la drept. Trebuie să-i schimbă numele în... drept stâng piruiet. Dar pe scurt dreptul. La da, la română americană. Da. Ce tare. Drept și fotomodele university. Ce mișto. Universitatea drept și fotomodele. Poți face tricouri. Română fotomodela, așa era. Română american. Doamne, ce aur a fost pentru fetele astea Instagram-ul. Că erai, da. Adică erai pe vremea, erai bună, dar erai bună într-un cerc restrâns. Trebuia să te dai la ziar, mă. Să... Fata, da, de la pagina 5 sau trebuia să apar pe la TV, acum este that easy, este, da. Da, cineva s-a gândit la asta. Adică până la urmă cineva a gândit, a luat din viață da, și a pus în aplicație.
Deci da, asta exista înainte. Am văzut și faza asta cu femeile bune era înainte de Instagram. Foarte îți plăceau multe femeile. Da. Îmi plăceau femeile înainte de Instagram. Sunt ca ăștia acum mie. Bă, de... Când îmi plăceau mie femeile bune, erați voi. Nu știați voi. De... A apărut, am văzut mai multe clipuri despre cum este mare țeapă Dan Bilzerian. Am vorbit la... Nu! Ba da, ba da, ba da. Oprește-te, pe bune, oprește-te. Zi, este țeapă așa. Dan Bilzerian. Ai, mă, adică... It's fake. Este escroc. Taicăsu este mare escroc. Da, știu că taicăsu mare escroc. Și, da, așa, și el face cam aceeași chestie. Apropo, taicăsu este implicat în marea lui afaceri. Taicăsu e parte din firma lui și fac aceeași chestie. Au luat bani de la investitori și cheltuie el pe iahturi și pe târfe și pe... Și este, da, n-a fost Navy SEAL. Trebuie să scoată o carte să citesc. A fost la niște cursuri de Navy SEAL, n-a terminat, n-a fost niciodată Navy SEAL. Poker joacă semi-prost. Dar cheamă Dan? Da, Dănuț. Măcar Dănuț Bilzerian. Și că pe Dan Badea nu-l cheamă Dan? Dănuț. Da, dar faza e că ți-ai zis, e fake din păcate. Daniel? Îl cheamă? Da, da. Dănuț? Tot e bine el, adică... Nu, e pe scroc, adică el gen fură banii aia. Sunt banii firmei pe care îl cheltuie el în scopuri personale, știi? Adică gen toate alea sunt plătite de firmă. Da, mă, dar și asta cu firma, că vorbeam o dată, vorbeam cu cineva că zicea exact de chestia asta, că era în Buzău, își luase unul o mașină scumpă și mișto. Și a zis cineva, da mă, dar nu e, că e pe firmă mașina. Și da, parcă merge firma cu mașina aia. El merge, adică tot el se bucură de chestia. Da mă, dar e vorba de altceva. E vorba că dacă eu investesc $1,000,000 în firma ta, da. Da. Și tu după aia îți intră $1,000,000 în firmă, da? Și după aia de milion la de dolari tu începi să cumperi de mâncare acasă, să te pleci în vacanță, să nu știu ce, tu cheltui din banii pe care i-a investit cineva în firma ta fără ca tu, deci tu nu cheltui profitul firmei. A, nu înțeleg, adică firma aia merge la urmă, în pierdere. El cât timp nu face pușcărie e dog, adică e șmecher, nu? Chiar dacă da, e scroc. Adică nu e, pe data mai el are imaginea asta de pe bune că e om de afaceri, deci că lui merg afacerile, da. Că el face bani, știi? Adică imaginea lui e, bă, eu sunt înțeles. Bogat, am banii ăștia. Atâta din cât îi furi, nu da. E chiar așa, știi? Deloc, nu da. Mă interesează. Da. Nu, da, da. Deloc, da, e... n-am ce treabă. Mi-mi place, mi se pare Dumnezeu. Așa de inutil. Spre Dumnezeu. Mi se pare așa de inutil acest subiect. Dar în fine, putem să mai vorbim despre asta, nu e nicio problemă. Scuze. Bă, îmi pare rău că am vorbit și eu ceva cu Viu. Da, mă. Tu că ai făcut ca toate ai alea. Ai fost bă, așa de... Erai, dar ei făceau, erai făceau în background, erai da, ca da, minerul la beat. Ca cine? Minerul la beat, știi, când apare așa în cameră. Nu la muzic cu norai, pe ăla muzic cu norai, mă, nu știu. Minerul. Da, ba, da, ba, da, gata, acum știu. Da, mi-aduc aminte. Da, deci bă, aia mă, dacă și Dan Bilzerian, nimic nu e real în lumea asta, mă, bă, ce e dracu? Bă, de Irinel Columbeanu. Irinel Columbeanu, care, by the way, e, ce e, e la chiar, mine, asta, da, e, asta la, chiar m-a făcut e la mine în complex. Așa. Și are aveți un... Aveți amândoi același complex. Da, avem un același complex. Complexul Irinel. Ciudat că tu pari, și are, tu pari înalt. Da, și are par. Și e cu un eclas atât de vechi. Da. Pe de altă parte, eu mă gândesc totuși că eu l-am văzut toată în complex, era cu o femeie foarte bună stil în eclasul ăla foarte vechi. Da. Pe de altă parte, mă gândesc, da, da, văd, dacă creditorii sunt după el și el nu mai arde în Bentley, dar el mai are bani, știi? Adică cât s-o țină pe aia de bună. De ciorbă are. Înțelegi? Că poate era, mașina era, de părea, câini. Părea premium. Poate nu, mașina... că el am, numai cu aia, toată lumea. A avut un Opel înainte și acum are un eclas foarte un vechi. Un Opel? Da, da, da. Da, da. Da. Deci, poate el are bani, dar e ascuns de creditori, știi? O fi în apartamentul lui din Cosmopolis, din complex, să intrăm peste el în casă, să vedem câți bani are și să nu-i furăm. Dar da, știi să mergi? Doar să-i vezi. Doar să-i vezi. Și să te prindă Irinelul așa. 20, 20, 30, 40.
Nu, asta e o infracțiune interesantă să... Te duci să-i numeri banii. Nu, să-ți faci poze, să pui pe Instagram. Doar spargi unul în casă, te duci, te fotografiezi cu bijuteriile lui și le lași acolo. Bune, da, este mișto. V-am zis de faza cu clădirea asta de pe Dumbrava Roșie, care era de vânzare acum vreo 8 ani, ceva de genul. Da? Că am sunat la... Am sunat să... M-a luat așa, l-am zis, bă, hai să vedem cât costă. Poate, poate nu e atât de scump. Da. Și am sunat și după voce s-a prins omul că, bă, n-ai nicio treabă. Că n-ai... Când ai banii aia, nu ai acest entuziasm. Bună ziua, în legătură cu anunțul... În legătură cu anunțul, cât costă clădirea? Și ăsta s-a prins și a fost 1,5 milioane de euro. Și ca să nu închid direct, că mi s-a părut că așa ar fi trebuit să fac, să închid telefonul. Așa, și da, i-am întrebat și câte camere are. Pur și simplu am crezut. Trebuia să întrebi lucruri mai idiote doar ca să... Trebuia să zici, zic că cât e? 1,5 milioane de euro. Și jumătatea tot de milion e? Jumătatea tot din milion. Dar dacă vă dau așa... De mii de euro. Deci vă dau un avans. Să faci. Are gresie. Da, gresie are. Da. Da, gresie are. Da. Gresie, ok, și uite, e apă, asta dacă e conectată la sau, apă. Sau cu de-alea. Nu văd, dar e decomandată clădirea. Da, da, da. Deci haideți să vă spun cum facem. Facem așa. Deci facem, haideți că am banii ăștia, facem un avans, vă dau așa un avans, facem un avans, vă dau 10 lei la avans și după aceea facem și... Dacă ați ajunge la 2, se trece pe-n parter? Are lift sau scripete? Cum aduc eu? Deci eu am un pat de 2x2. Asta e foarte curios. Unde îl duc? Ce risc de inundație are? Risc de inundație. Are buină bleu? Domnule, faceți mișto de mine. Normal, da, frate, normal. Da, asta ține început cu prețul. Da, deci mă iei la mișto cu 1,5 milioane de euro. Banii ăștia nici nu există. N-are nimeni 1,5 milioane. N-are nimeni. Nici nu. Știați că Dan Bilzerian e scroc? Se faci ca la COVID. Da. Știi pe cineva cu 1,5 milioane de euro? N-are nimeni 1,5 milioane de euro. Nici n-ai cum. Eu am numărat până la 100.000 maxim odată când eram mic. Unde nici nu există milion. Tu știi că le dă câte 10 milioane să zică că au 1,5 milioane de euro. E cineva care a numărat până la 1 milion ca să demonstreze că există acest număr. Trebuie să fie fost un... Da. Cunoști tu pe cineva? Nu, hai că nu cumva, termină. Ne-au și de proști, mă, dar nu suntem așa proști. Ia chiar să facem postarea. Știți pe cineva care acum numără până la 1 milion? Atunci de unde știți că există cu adevărat? Da. Presupune ăștia, te-au spălat pe creier la școală, mă. Școală. La școală. Mare chestie. Asta ar trebui să fie finalul la orice în România. Da. Școală. Și-au dat mașină. Mm, mă lași mașină. Unde ai văzut tu mașină? Și după cineva cu mașină. Bă, da, am văzut ce m-a întristat în ultimele zile, nu știu dacă v-am zis. Am oprit la o beznărie, unde toți banii acolo în pipera, și a tras lângă mine un Lamborghini Urus. Nimic special până atunci. Urus? Și acum Urus, da, e un SUV de la Lamborghini extraordinar. Ah. Și coboară din SUV-ul ăla pe un băiat atât de decent. Simplu și la vorbă și la port. Bă, și simpatic. Hai, mă, deci astea. M-a rupt și era îmbrăcat așa, normal, fără să țipe nimic. Și că și-a dat fără... cămașa jos plin de bani. Bă, și s-a dus. Și asta m-a drăzat. Și în beznărie a fost foarte drăguț, a vorbit și frumos pe acolo, a făcut și o mică glumiță cu vânzătoare. Era șofer. Frate, nu-i corect, da. Era nu. Șofer. Nu. Exact ca la Costel cu s-a simțit din... Nu, era el. Sper doar că avea taică sub bani, atât pot să sper. Că nu vreau să cred că du-te în pizda, mă, și Lamborghini Urus, și simpatic, și ok. Da, mă, și ce vrei? Doar că nu era nu dealul, așa că erau banii ăștia se fac. Cu... scuze, da. Scuze, da, retrag, da, retrag. Aveam o înțelegere că ăștia cu mașini scumpe sunt cu chelioși, cu ceafalată, niște nenorociți, da, niște scârboși. Da. Unde pula mea vine rasa asta nouă de băieți simpatici? Nici măcar ochelar de aia ne simțiți. Ulat, da. Acum uite asta. Antreprenori, mă. Da, mă, uite că asta IT-ul ăsta, bă, că-mi aș pula să-mi bag, fac ăștia bani din IT. Așa nu este ereți. Da. Nu, auzi, dar îți dai seama ce necazi acum pe târâturile bătrâne? Că ce? Că pe vremea lor ce trebuiau ele să suporte. Da. Și acum astea mici ce noroc au. Bă, uite, da, cum arată băieții cu bani, da, acum. Da, mă, exact, mă, da. Să fie așa târfă bătân sau acea, ouăle, păi pe vremea mea ăla n-avea banii să tracă strada, mă. Da. A zis să rămână, i-a zis să rămână la vânzătoare. Tu, tu-s gura mătii de șomer, da. Păi pe vremea mea. Într-adevăr, dacă vreți să vedeți ceva frumos, este...
să, știi că mai vorbisem o dată de să mergeți prin Herăstrău. Târfea bătrâne cu căruciorul? Da. Doamne, ce-mi place. Doamne, ce-mi place. Doamne. Dar și pe mine, dar nu știu de ce exact, dar da. De mult îmi place. Da. Că da. Se vede așa, se vede acidul ăla lăsat da. Așa. Da, da, a 213-a tură de acid băgat exact. În buze. Exact. Și le vezi. Da, sprâncerele alea făcute în prost până 97. Da. În heră, dar nu să știi că nu neapărat bătrâne, sunt și care sunt mai bătrâne. Da. Nu, adică bătrâne, da, bătrâne 30 de ani. Da, exact, 30 de ani, da. Și le, Doamne, eu nu știu de ce și pe mine, mă bucur foarte mult. Extraordinar de tare mă bucură. Da, da. E un fel de Schadenfreude, dar gen, eu n-am treabă cu el, adică n-au, da. Nu sunt parte în viața mea, dar mă iau un de ăsta așa ce, vezi da. Mă? Nu am e cum? Da. Da, și multe sunt foarte triste, am văzut așa. Toate și buzele sunt triste. Buzele sunt toate mari, așa sunt și sunt triste, știi? Parcă bătiu, da, mă, că gen în copil te retragi din curvăsărie, gen... Păi ai da. Diverse etape de curvăsărie da. Și copilul e ultima etapă. Gen, l-ai prins pe băiat, i-a făcut copil. Într-un da. Procent covârșitor sunt cam singuri în apartamentele alea, ele și cu copilul și poate da, și îți cu dai seama. Da. Îți dai seama. Și în același și timp să facă antrenoare. Mai, sunt, da, că, exact. Mai sunt și cu mame. Sunt multe care sunt și cu mame. Să, păi, deci vin cu, păi cu măsa și da, da. Păi normal, că de să mai dai și bani la filipineză, mai bine o aduce pe măsa de unde e și gata. Că și așa, el nu-i de parcă el s-a cumințit. Da, exact, da, da. El asta nu te comențești niciodată. Păi nu, dar el își vede de treabă. În propria experiență, vă spun. Bă, da, ce tare. Tu nebune și Costel, eu? Nebun, frate, și cum sunt cu știu? Femeile. Mamă, le fut. Stai că e aici. Da, frate. Cum le vezi, le treci la futute, a? Da, da, da. Da, nu, n-am, le schimb ca pe șosete și îmi schimb foarte rău șosete. Am aceeași pereche găurită. De 8 ani. De 8 ani. Eu și cu șosetele mele nu cred că pot să mai dau jos. Eu fiecare an sărbătoresc. O dau de perete să lipește. Nu că nici nu le dau jos, frate, Tom. Poate că nu m-am moart, o mai dau jos. Noi că dacă o dai jos îți ia și mame cu toate. Să ia puțea și cu piele. Să ia și pielea de pe tine. O dai jos cu tot cu piele. Bă. So many levels. Bă, da, bă, foarte. Deci pana mea, pana da. Mea. Hai să cinstim pentru toate astea. Dar nu mai am bere, bă, păi nu, de unde? I-am cerut, am zis două, dar nu te-ai uitat. Chiar, la mulți ani, noi știi că câți ani facem? 8 ani mâine. Mâine faceți 8 ani? Da, mâine facem 8 ani. Mi-am adus aminte acum, apropo de ciorap și de luat pielea de pietre. Și luat pielea de pietre. Luat pielea de pietre. Mamă, mamă, mâine spăl ciorapii în picioare așa-i spăl, de că serbăm 8 ani de când... Despre ce ai vorbit la podcast, Costel? Despre cum bag picioarele în nevast? Da. Nu, da, stai, sos, nu, era căpute... Nu, nu, nu. Soțiete, 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 soțiete. Da. Și ce planuri aveți acum când vine sfârșitul lumii? Că vine sfârșitul lumii, clar. Nu, cred că vine sfârșitul lumii, dar... Fake news atunci. Da. Unde, ce unde faceți vă de Revelion 2021? E întrebarea. Da, chiar, da, frate, deci ce facem de Revelionul ăsta 2020? Ah, stăm acasă și ne uităm la... Numărăm cazuri. O să fim la 12 noaptea. 7140. La mulți ani, moarte! O să rupă Dan Negru aici, nu? Da. Da. Anul ăsta. Adică la toată pandemia asta, în afară de asta cu moartea și cu suferința, să știi că a fost... Dacă dai asta la o parte... Da, cu oamenii s-au unit puțin și a fost și perioada așa de stillness în toată lumea. Da. A fost ceva. A fost... Mie mi se pare că glume bune pe de... internet, a fost... Mi se pare că a dus un pic de distanțare, știi? Adică eu aș putea spune că a fost invers, tocmai distanțarea asta parcă cumva a adus mai mult oameni împreună, în afară de aia care se certau că există și nu există. Deci distanțarea ne-a apropiat. Da. Bă, da, cumva, dun, 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 dun. Eu zic să ne oprim până nu schimbăm o poezie din greșeală. Da, da, da. Băi, da. Deci ești poet. Da. Eu zic, da. Eu aș mai face două luni așa. Adică chiar vreau să...
Parcă n-ai vrea să se termine prea repede, nu? Da, parcă nu. Așa o să fim. Când e o să ca se o tabără termine. Care a început nasol și da, acum parcă acum nu mai vreau parcă, să mă întorc acasă. Și cum e chestia aia, după aia când o să ne zic că nu mai e nevoie de mască, o să mai fie oameni care, bă, dar eu m-am da, obișnuit fac petreceri în care vin oamenii da, cu mască. Da, eu sunt convins că, bă, nu există căcat, mă, de, după care oamenii să nu fie nostalgici. Da, sunt sigur da, că da, o să fie doi nebuni care se buci tare cu mască. Minte când mergeam cu mască. A, ce mișto era cu mască. Sau să vezi așa peste vreo 5-6 ani deschizi ușa la un club aglomerat, muzică tare, toată lumea înghesuită și faci, ce bine era. Da, da. Bă, cât era pandemia asta. Bă, în afară de asta cu ieșitul și cu distracție, știi că pentru mulți oameni a fost ok, pentru că majoritatea oamenilor nu prea, unde m-aș băga și eu, nu prea halesc ceea ce fac day by day. Și asta a fost așa, o chestie de... Că s-a mai schimbat rutina. Da, 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 s-a mai schimbat rutina. Și că mulți au avut în sfârșitul pe o să divorțeze. Asta odată, sau de-au făcut, au început să gătească, which is always nice. Da. Bă, dar voi credeți că, adică, s-a gândit vreodată cineva că scapă, că nu o să facă? Sau o să facem cu toții? A, eu sunt în tabără aia de o să facem cu toți. Tu? Bă, nu știu. Nu, e eu sper doar că o să fac mai încolo. Mie asta mi se pare... Să se prindă ăștia cum se tratează mai bine. Asta sper, am înțeles. Că eu mă gândeam că să mă pun pe sănătate așa, știi? Adică să-ți pregătești sistemul imunitar să faci. Eu de-aia nu mă las de fumat. Am zis că de la ATI doar 1% sunt fumători. Se pare că la fumători e... Am ales să citesc doar știre, doar știrea aia. Aia scrie mic acolo, da, by da, JTI, da, tobacco da. Și au fost... Nu, da, clar. Bă, un studiu făcut de Philip Morris, e, au oamenii bani să plătească. Sunt foarte multe care spun că dacă mănânci sănătos și niște vitamine și te tratezi și corpul tău e pregătit pentru a... Nu, corpul tocmai trebuie să fie... Trebuie să fii pregătit, trebuie să-i dai chestii nașpa ca să fie învățat să lupte corpul. Da, nu trebuie să-l lași, știi că corpul dacă e sănătos, se lasă pe tânjeală, da, nu avem probleme. Și cum vine un virus, ce e bună, de știi cum e? Tu dacă fumezi și bei și mănânci prost, de parcă corpul tău trăiește într-un cartier prost și atunci da, tot da. Timpul e da, cu ochii da, da. Geană după și pericol, vine știi, când vine coronavirusul așa, ia vină mă încoace, aoleu, stai că ăsta e virus, știu, asta e problema, știi? Adică a venit virusul să moară familia. Aulă, nu-i nimeni. Păi nu e, păi nu e vorba. Dar tu dacă mănânci sănătos, vină frate să mă ajut. Nu e vorba asta, mă, dar tu dacă trăiești sănătos și așa, corpul tău e gen plin de încredere, ca da, o hipioată da, proastă, da, e așa. Exact. A, virusul ăsta sigur e ok, că toată lumea e ok. Da, știi, da, și le ia în da. Brațe și după aia moare, știi? Da. Pe când așa, dacă ești pe fumat și pe mâncare așa, la modul mamă, ăsta e pericol, că totul viața e pericol. Știi, exact, da, știi, o plimbare prin ferentar, mamă. Da, da, tot timpul nu mai e chiar așa. Nu mai e ferentar. Care, nu mai ca pe vremuri. În schimb, ce eu zic că asta... Ferenmoi! Ajută, dacă faceți... Să faceți exerciții de respirație cu asta chiar... Și de când și... Podcastul ăla. De fiecare dată. Eu sunt în categoria aia. Deci, bă, faceți exerciții de respirație. Imediat cum aud astea. Aia da, te, da, știi, da. Mamă, sunt, bă, știi care e faza? Cel mai bine este să te relaxezi când te întinzi, da, așa ești, da. A, și fac parte din categoria aia de merg pe stradă, sunt în poziția mea de ghebos, molâu, maimuță. Înfrânt și după aia văd pe cineva care merge efectiv mai aplicat, da. Așa. Merge așa și direct când văd chestia asta mă îndrept de spate, imediat este reflex. Eu am observat că am 5 secunde stau drept după ce mă hotărăsc o să stau drept acum. Da. Și cam tu știi la accidentul, când treci pe lângă un accident, cam așa, cam un kilometru cât mergi încet, da. După aia, da. Da, dar este foarte... Doamne, de sute de ori m-am hotărât că o să merg, că o să stau drept. Da. De sute de ori. Nu cred că m-am hotărât de nimic altceva de mai multe ori că o să fac decât să stau drept. Știi ce personaj mi-a plăcut foarte mult din lui, care a avut o idee foarte bună despre treaba asta cu mersul, de ce ne doare spatele și de ce așa? Era un personaj, un doctor, la care a venit lui și i-a zis că îl doare spatele. Și zice, da, normal că te doare spatele, pentru că noi nu suntem făcuți ca să stăm drepți. Da. Suntem făcuți să mergem, noi ne tragem de maimuță și noi trebuie să ne, ne mișcăm în patru labe. Și de-aia te doare soatele. Bă, și este un personaj incredibil de mișto.
Incredibil. Eu l-am întâlnit. Deci tot ce înseamnă doctor de genul ăsta de poziție, ori, cum, nu știu, kineto, da, ceva, da, înțeleg. Așa, e, sunt într-un film. Sunt într-un film. Am dus să îmi vadă o doamnă doctoriță să-mi vadă coloana. Și a fost, da, normal, ești rahitic. Wow, deci așa, direct a zis, ești rahitic. Eram la telefon. Da, nu vrede să vedeți un RMN înainte? Te simt din voce, da, n-ai, da, 1.500.000 de euro. Așa mi-a zis. Mai suntem cât e ceasul, nu? Da, 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 m-am întrebat. Ce să mai, aveți probleme ca foarte mai toți oamenii din România. Deci ați fost subnutrit. Ok, mai, da, subnutrit. Păi sunt, de unde sunteți? Din Bacău. Aoleu! Era... Și când, puț... cât ești nesubnutrit? Bă, puți și picioarele, și puți și ce an? 82. Maa, bă, ești cu Cernobâl, ești rahitic, ești, da, subnutrit. Da. Uite la tine, ești slab. De cât timp sunteți căsătorit? Mamă, spute curul. Bă, da, nu vă rog, e frumos. Nu astea nu sunteți ortoped. Păi și ce înseamnă că nu miros? Ia, ia, dă un pic să văd. Ia, dă cucu. N-am. Oleo. Cucu. Are, există niște brânză puturoasă dintre aia. Bă, deci brânza de capră sau o brânză puturoasă nasoală dintre asta, știi, care pute groaznic. Asta ar trebui să fie test la, în spitale pentru COVID. Dacă tu nu miroși brânza aia puturoasă, dacă nu-i simți mirosul, că sunt niște brânzeturi. Ai COVID, nu? Da, dacă tu nu miroși, da, nu simți gustul ăla și nu miroși gustul ăla, nu miroși brânza aia puturoasă, e clar că ai COVID. Ar trebui să fie înainte să faci testul, zice, înainte de treaba asta vreau să facem un pic de test. Simțiți brânza asta? Nu. Ai COVID, dai drumul de aici. Păi nu. Dă-i drumul. Nu. Fugi, ascultă-te. Ai COVID, dă-i drumul de aici, să nu te mai văd. Nu așa se face, nu asta. Du-te și zile la toți că ai COVID. Zile la toți, da. Du-te, rezolvă toate treburile, da, da. Să-i pup din partea mea. Hai, să-i pup. Să-i pup din partea mea. Ai COVID, dă-i drumul de aici. Excelent. Asta mi se pare că e... comedia, mi se pare. Am wow, și cum stau așa. Tarara, știi că vedeam, să știi că am foarte garantat 100% o view așa. Da, nu, mă uitam și la lui CK, e foarte mult din comedie e n-a spune singur piedici. Și asta, de exemplu, e practic că ți-ai pus singur o piedică, da, pentru că în mod normal nu ai, dacă, da, ai gândi chestiile astea, da, și vedeam lui CK o face cel mai bine gândit, în timp ce în bucata, da, lui își pune piedici. Piedici, clar. Și de aia. Da, da. Oh, da, îmi place și mie stilul ăsta. Am, da. Vreau, da, să mai zic o chestie, că da, nici nu mai are rost, că nu o să ducă nicăieri și așa, dar acum dacă am zis că o zic, o zic. Am văzut o idee de foarte multe ori până acum și de-abia ieri mi-am dat seama cât de proastă e. Mm. De foarte multe ori am auzit asta, că psihicul uman n-a evoluat destul de, adică n-a evoluat la fel de repede ca lumea în care trăim, știi? Și că noi avem, da, un psihic adaptat la alte condiții. Și că lumea modernă are foarte mult stimul și e foarte, știi, și orașul, da, și asta, nu știu. Și tot timpul e pusă problema la modul de parcă e o problemă cu lumea în care trăim, cu orașul și cu asta. Și ieri mi-a picat fisa, zic, păi să evolueze, dracu, psihicul. De ce suntem la modul, noi avem psihicul ca pentru acum 1000 de ani, acum trăim în altă lume, problema e cu lumea în care trăim. Nu! Problema e că nu s-a, da, ketchup, mă, nu știu, cum era, da, bancul cu roșia. Da, da. Ketchup. Da, ce, da, mea, ce o să facem, da, acum? Să, da, distrugem toate orașele, să, da, dezmembrăm toată societatea modernă pentru că nu a venit psihicul, nu, la... Să evolueze. Da, mă, exact chestia. Dacă drăguță vine unul și te bate, nu-i vina lui. Până, fă și tu ceva. Păi asta zic. Și plus că, nu, da, nu, nu, nu. A evoluat lumea, da? Lumea se duce cam în aceeași direcție. Unii mai repede, alții mai încet, da, dar oarecum se duce în aceeași direcție? Că nu-i de parcă ai un continent care vrea să o ardă numai în pădure, în curul gol, un continent care e pe tehnologie, un continent care... Toată lumea cam se duce cam în aceeași direcție. Păi să grăbească, hai, evoluția. Da, mă, da, haideți, mă, hai, mă, nu, psihic, asta, hai că se că poate, potrivă, mă. Eu zic din potrivă. Uite, sunt oamenii care se adaptează în urban și oameni care deodată își dau seama că este foarte prea mult stimul pentru ei. Și se mută la țară. Sunt foarte mulți oameni care se mută la țară și vor, da, aia, vor aia. Adică, da, să se fie, păi, foarte bine, în foarte două bine chestii. Adică să ducă, ducă. Eu nu zic la nivel de individ. Fiecare individ face ce vrea. Da. Zic doar ca perspectivă generală și pe termen mai lung,
bă, pe termen mai lung să se adapteze și dracu psihicul. Tehnologia la țară o să fie una, că niciun om care trăiește la, în, la sat, niciun om care trăiește în rural nu vrea să fie, bă, nu că eu o să-mi fac routerul ăsta din lemn. Au nevoie de toate chestiile astea, deci tehnologic o duc foarte bine oamenii, că își pun panouri, adică sunt foarte la zi cu tot ce înseamnă tehnologie, mai mult decât noi. Noi mi se pare că în urban ne lăsăm pe tânjeală. Da. Cu toată faza asta. Pentru mai dai că dracu și poștea pe noi. Ești la bloc, ai asociații de proprietari, ai deja un administrator, ai apă caldă, ai apometru, nu-ți pasă. Dar ăștia trebuie să găsească tot felul de chestii noi, să tragă apa. Telefonele, asta e tot ce facem. Da, da. Unde te crezi tu, mamă, mare chestie în oraș, zici că nu știu ce, că ești în Cluj. Așa e, chiar nu așa ești, e. Ești în am văzut, frate, uite, am văzut un comentariu, era un screenshot la un live pe Facebook la care a comentat cineva ceva și mi se pare că e o concluzie foarte bună la discuția asta acum. Erau două panarame care dansau și le dădeau din ce aveau pe un live pe Facebook, motoare să zicem, și a comentat unul să vă dau la muie și vouă și mie. Bă, da. În sfârșit, excelent. Și eu cred că asta e o concluzie. Asta este, da. Însuși cineva a zis. Bă, da, este, știi de ce? Tu știi cât ai economisit, cât ai economisit de discuție pe da, păi nu că tu să iei la exact. Da, asta am zis eu. Bă, da, chiar a rezolvat tot chestia. Da, da. Adică te-ai pișat pe știi cum aș face? Știi cum aș face comentariile de hate la modul ăsta? Ești praf, să-mi bag picioare. Ești cel mai neamuzant om de pe pământ. Ești, lasă-te, mă rog, lasă-te. Așa. Că nu ești, nu e de tine. M-am plictisit, am căscat. Și eu sunt și prost. Și se închide așa. Și părerea mea nu contează. Lasă-te de meserie și o poză cu demisia lui. Ești praf și eu la fel. Și eu spun, ești praf, nu meri să faci treaba asta. Și crede-mă și eu. Dar asta ar fi frumos, așa, ca să salveze. Asta ar fi o lume minunată. Da. Și atunci chiar ne-am lăsat. Nu poți să știi atunci ce, să, ce s-ar schimba. S-ar adapta psihic. S-ar adapta psihic, băi. Vă mulțumim mult pentru încă o ediție extraordinară de sărmâna. Garantat 1000%. Garantat 100.000. 100.000, da, 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 exact. Garantat 100.000. Este emisiunea de la țară, la garantat 100%. 100.000. 100.000. Ce bun!